Sfântul mucenic Mercurie s-a născut în anul 224 după Hristos, în cetatea Eschentos din Capadocia, provincie romană din Asia Mică, astăzi în Turcia. Tatăl său, Iares, de origine scită, centurion în armata imperială romană, i-a dat numele la naștere Filopater, adică iubitor al tatălui în limba greacă. La scurt timp după nașterea fiului său, Iares și soția sa s-au creștinat. La scândul botez, ei au primit nume noi. Iares s-a numit Noe, iar soția lui Safina. Tot atunci l-au botezat și pe micul Filopater, dându-i numele Mercurius sau Mercurie. Vestea despre creștinarea lor s-a răspândit repede și mai marele cetății i-a arestat. Și deoarece aceștia au refuzat să se dezică de credința lor și să se închine idolilor, a ordonat să fie aruncați pradă animalelor sălbatice în arena circului roman de acolo. S-a întâmplat însă o minune. Fiarele nu i-au atacat pe cei trei, aceștia scăpând teferi. Văzând aceasta, dregătorul care îi condamnase la moarte a revenit asupra sentinței și i-a eliberat. Au trecut ani și după moartea tatălui său, tânărul Mercurius a fost chemat de noul împărat roman Decius să-l înlocuiască pe Noe în rândurile armatei imperiale. Descris ca fiind foarte puternic și curajos, Mercurius a câștigat respectul camarazilor săi, fiind renumit ca un iscusit mânuitor al spadei romane. Când barbarii au atacat Roma, Decius a ezitat să lupte cu ei, văzând mulțimea acestora. Mercurius a venit în fața lui și a spus: "Nu vă temeți, pentru că Dumnezeu ne va ucide dușmanii și ne va aduce victoria." După mai multe zile de luptă, arhanghelul Mihail i-a apărut lui Mercurie cu o sabie strălucitoare. Sfântul Mercurie a luat acea sabie de la arhanghel, de aici provenind și numele Abu Seifein, adică cel cu două săbii, o sabie militară și o sabie divină. Sub comanda lui, romanii au obținut o victorie decisivă asupra barbarilor. Aflând această veste, Decius s-a bucurat nespus. El l-a onorat pe Mercurius și l-a înaintat în rangurile militare. În anul 249, împăratul roman Decius a promulgat un edict prin care toți creștinii, indiferent de vârstă sau stare socială, erau obligați să vină personal și să ofere jertfe zeilor păgâni. Celor care fugeau, li se confiscau averile și când se întorceau acasă, puteau fi uciși, dar cel mai adesea se urmărea obținerea apostaziei, retragerea credinței creștine și nu uciderea lor. Arhanghelul Mihail i-a apărut lui Mercurie și i-a spus să-și amintească de Dumnezeu și să nu se teamă de persecuție. Sfântul s-a simțit încurajat și a petrecut toată noaptea rugându-se cu credință. Împăratul Decius a trimis mesageri care l-au chemat pe Mercurie la palatul imperial din Cesarea Capadociei. Ajungând Sfântul în Cesarea, Domnul i s-a arătat și a zis: "Mercurie, vino la mine și te odihnește. Alergarea ai săvârșit și credința ai păzit, deci primește cununa nevoinței tale, căci aici se cade a te săvârși." Decius și Valerian, păgânii împărați ai Romei,
Chemând pe toți domnii și boierii lor, s-au sfătuit pentru întinderea și înmulțirea cinstirii zeilor lor și pentru pierzarea și risipirea sfintei credințe creștinești. Și toți cu un gând s-au învoit la acel sfat fără de lege și au dat poruncă în capitala Romei, care era scrisă astfel: Împărații Romei, biruitorii cei nebiruiți, pururea cinstiți, marii credincioși, Deciu și Valerian, împreună cu toți boierii, dau de știre că de vreme ce facerile de bine și darurile zeilor noștri le-am cunoscut și ne-am îndulcit și de biruințele ce ne sunt date nouă de la dânsii asupra vrăjmașilor noștri. Apoi, că tot felul de roade primim de la dânsii cu destulare, prin bună prefacere a văzduhurilor, și am cunoscut pe ei a fi nouă mari făcători de bine și de obște rânduitori pentru cele de folosul nostru. Drept aceea, cu un sfat împreună glăsuit cu boierii, poruncim ca toată rânduiala poporului, liberi și robi, ostașii și neostașii, să aducă jertfă zeilor, căzând la dânsii și cu rugăciune plecându-se. Iar dacă va îndrăzni cineva a călca dumnezeiasca noastră poruncă, ce este întărită de noi cu sfat de obște, pe unul ca acela poruncim ca să-l arunce legat în temniță, apoi să se omoare prin felurite munci. Și de se va pocăi plecându-și genunchii, de mare cinste se va învrednici de la noi. Iar de se va împotrivi, apoi după multe munci, să ia pedeapsă de sabie, sau să fie aruncat în mare, sau să se dea spre mâncarea păsărilor și câinilor. Mai vârtos, dacă se va afla cineva de credința creștinească, acela astfel să fie muncit. Iar cei ce se vor supune poruncii noastre, mare cinste și daruri vor moșteni. Fiți sănătoși cu bună norocire! Astfel de poruncă împărătească fiind dată, s-a tulburat toată cetatea Romei, căci se propovăduia acea poruncă fără de Dumnezeu prin toată cetatea și se trimitea prin toate cetățile și în împrejurimile lor. În acea vreme s-au sculat barbarii asupra împărăției Romei și pregăteau împărații oștile lor ca să iasă la război împotriva barbarilor. Deci au poruncit trupelor de prin toate cetățile să se adune la Roma. Atunci a venit și trupa în care era ostaș Mercurie și se chema trupa aceea Martenses din Armenia cea mare, sub stăpânirea voievodului Saturnin. Deci, ieșind împăratul Deciu la război, a rămas în Roma Valerian și, făcându-se multă vreme război și măcel mare între barbari și romani, s-a arătat lui Mercurie îngerul Domnului în chip de om mare, îmbrăcat în haine albe, ținând în mână o sabie, și a zis către dânsul: Nu te teme, Mercurie, nici te înfricoșa, căci sunt trimis spre ajutor ție ca să te fac biruitor. Deci primește această sabie și pornește asupra barbarilor și după ce vei birui, să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Iar el, fiind înspăimântat, i se părea că cel ce i s-a arătat este unul din boierii Romei. Și luând sabia pe care i-o dăduse, a pornit cu mare iuțeală asupra potrivnicilor, pe care îi tăia ca pe niște iarbă. Și trecând prin trupele barbarilor până la împăratul lor, l-a ucis cu sabia și împreună cu el mulțime mare de ostași viteji, încât i se lipise mâna cu sânge de mânerul sabiei. Și așa au fost biruiți și izgoniți barbarii de către romani. Atunci Deciu, văzând vitejia cea mare a lui Mercurie, l-a chemat la sine și, cistindu-l cu mari daruri,
l-a pus voievod peste toate oștile. Apoi, părându-i se lui Deciu, căci cu ajutorul zeilor au biruit pe vrăjmaș, se veselea foarte și împărțind oștilor aur mult, a slobozit pe fiecare într-ale lor. Iar ei, împreună cu Mercurie, mergând la Roma, făceau ospețe mari prin cetăți. Într-o noapte, dormind voievodul Mercurie, a venit la dânsul îngerul, în același chip precum i se arătase și mai înainte, și lovindu-l în coastă l-a deșteptat, iar el, văzând cele ce i se arătaseră, s-a înfricoșat și a rămas mut. Apoi îngerul a zis către dânsul: Mercurie, nu-ți mai aduce aminte de ceea ce ți-am zis în război? Vezi ca să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, căci ți se cade a pătimi pentru el și a lua cunună de biruință împreună cu toți sfinții. Îngerul, zicând aceasta, s-a făcut nevăzut, iar el, venindu-și în sine, a început a mulțumi lui Dumnezeu și și-a adus aminte de credința creștinească, de care auzise de la moșul și de la tatăl său. Căci tatăl său, care a fost ostaș în aceeași trupă, în care și el mai pe urmă a fost ostaș, adeseori grăia: Fericit este cel ce ostășește împăratului ceresc, că va primi de la el răsplată împărătească în împărăția cea cerească, căci acel împărat a făcut toate numai cu cuvântul și are să judece vii și morții și să răsplătească fiecăruia după faptele lui. De aceste cuvinte ale tatălui său, aducându-și aminte Mercurie și socotind cu mintea arătarea îngerului, s-a umplut de bucurie și a început a plânge și a se tângui zicând: Vai mie, păcătosul, căci fiind ramură de copac verde, m-am uscat, neavând acum rădăcina cunoștinței de Dumnezeu. Astfel zicând în sine și tânguindu-se, au venit slugile împărătești să-l cheme la împărat la un sfat. Iar Mercurie a spus că este bolnav și a amânat împăratului sfat pentru altă zi, căci nu voia să se sfătuiască la nimic fără de Mercurie. Așa de mult îl iubea și îl cinstea. Iar a doua zi, chemând pe Mercurie cu cinste, s-a sfătuit împreună cu dânsul ceea ce era de folos împărăției Romei. Iar după sfat a zis împăratul către Mercurie: Să mergem împreună în capiștea Artemidei ca să-i aducem jertfă. Iar sfântul s-a despărțit în taină de împărat și s-a dus la gazda sa. Însă unul din boieri l-a clevetit la împărat zicând: Mare împărate, biruitorule nebiruit, alesule de zei a stăpâni împărăția, binevoiește cu blândețe a mă asculta pe mine. Acesta care este cinstit de dreapta împărăției voastre și pe care stăpânia voastră l-a preamărit, nu vine împreună cu noi în capeștea mare zeițe ca să aducă jertfă pentru stăpânia voastră. Iar împăratul a întrebat zicând: Și cine este acela care nu vrea să fie la un gând cu noi ca să aducă jertfă cinstitei Artemida? Răspuns a boierul: Sfetnicul Mercurie, pe care l-a mărit bunătatea împărăției voastre, acela se leapădă și nu vrea să se închine zeilor noștri. Iar împăratul a zis: Oare nu bârfiți asupra lui din oarecare zavistie? Deci nu vă voi asculta pe voi, de nu-l voi ispiti singur și voi cunoaște adevărul din adinsul. De nu va fi așa precum ziceți voi, apoi tare veți fi pedepsiți pentru clevetirea voastră, iar de se va afla adevărul, veți fi vrednici de cinste de la noi, ca niște credincioși zeilor și împărăției noastre.
Acestea zicând, împăratul, îndată a trimis să cheme cu cinste pe Mercurie și venind el a zis către dânsul, Decium, oare nu te-am cinstit eu pe tine, punându-te voievod peste toți domnii mei? Căci cu ajutorul zeilor ai biruit pe potrivnici. Dar tu pentru ce te arăți nemulțumitor pentru o facere de bine ca aceasta pe care ți-a făcut-o ție? De ce treci cu vederea stăpânirea și porunca mea, nedând zeilor noștri cinstea ce se cuvine, precum am auzit de la oarecare credincioși de-ai noștri? Iar ostașul cel viteaz al lui Hristos, după cuvântul apostolului, dezbrăcându-se de omul cel vechi și prin sfântul botez îmbrăcându-se în cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu, a răspuns cu îndrăzneală zicând, Cinstea ta să fie cu tine, căci eu n-am biruit pe vrăjmași cu ajutorul neputincioșilor voștri zei, ci cu puterea lui Hristos Dumnezeul meu. Ia de la mine ceea ce mi-ai dat, căci eu gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi duce. Acestea zicând, a deschis brâul cel ostășesc, a dezbrăcat haina cea de boierie și le-a aruncat înaintea picioarelor împăratului zicând cu glas mare, Auziți toți că sunt creștin. Atunci Deciu a rămas uimit și căuta la sfântul tăcând și se miră de cuvântul lui cel cu îndrăzneală și încă se minună de frumusețea trupului lui, că sfântul era înalt cu statul și rumen la față, arătând cu chipul bărbăția ce era întrânsul. Apoi a poruncit împăratul să-l pună în temniță zicând, Acest om n-a priceput cinstea sa. Deci, când va cunoaște ocara și defăimarea, atunci mi se pare că se va întoarce la gândul cel bun. Iar sfântul, fiind dus în temniță, mulțumea și lăuda pe Dumnezeu. Dar noaptea iarăși s-a arătat îngerul Domnului zicând, Îndrăznește, Mercurie, și nu te teme! Crede în Domnul pe care l-ai mărturisit și acela te va izbăvi de tot necazul. Prin acea arătare a îngerului, iarăși s-a întărit Mercurie. A doua zi, așezut împăratul Deciu în divan și punând înaintea sa pe Sfântul Mercurie, a zis către dânsul, Acest fel de cinste ți se cuvine pentru nebunia ta, ca să stai ca un osândit la judecată. Sfântul a răspuns, Cu adevărat, acest fel de cinste mi se cuvine pentru Domnul meu. Tu ai luat de la mine cele ce de grabă pierd, iar eu voi primi de la el pe cele ce rămân în veci. Împăratul a zis, Spune nouă, neamul tău și patria ta. Sfântul a răspuns, Dacă vrei să știi neamul meu și patria, îți voi spune. Pe tatăl meu l-a chemat Gordian, Noe, de neam scit și a ostășit în oastea martionilor, iar patria mea, către care merg cu sârguință, este Ierusalimul cel de sus, care este cetatea împăratului celui ceresc. Împăratul a zis, Dar pentru ce nu faci voia noastră și nu împlinești porunca ce este dată de noi tuturor oamenilor? Pentru ce nu te închini zeilor ca să primești dregătoria ta cea dintâi? Ori voiești a muri în munci? Răspunde-mi de grab, căci pentru aceasta ești chemat. Sfântul Mercurie a răspuns, Eu pentru aceasta am venit ca să te biruiesc pe tine și pe tatăl tău, diavolul, aflător al tuturor răutăților, și să primesc cunună de biruință de la puitorul de nevoințe Iisus Hristos, Domnul meu. Deci împlinește asupra mea ceea ce gândești, pentru că am platoșă și pavăză prin care voi birui toate muncile ce le vei pune asupra mea.
Atunci împăratul, umplându-se de mânie, a zis: De vreme ce zici că ai pavăza și platoșa credinței, poruncesc ca să te spânzure gol între patru furci. Și aceasta făcându-se, a zis muncitorul: Unde sunt acum armele războiului tău? Iar sfântul, căutând spre cer, a zis: Doamne Iisuse Hristoase, ajută robului tău! Apoi împăratul a poruncit să aducă săbii și cuțite ascuțite și să taie trupul sfântului, iar pe pământ, sub dânsul, să aștearnă foc, pentru ca deasupra fiind tăiat cu cuțitele și dedesubt ars cu focul, să pătimească cumplit. Și acestea făcându-se, curgea sângele din trupul lui, ca izvorul încât și focul se stingea de sângele lui. Iar sfântul toate acestea le răbda cu vitejie. După aceasta, tiranul a poruncit să-l dezlege ca să nu moară de grabă și să-l închidă într-o casă. Luându-l, slujitorii l-au dus, căci el nu putea singur să meargă, abia fiind viu, și l-au aruncat în acea casă, crezând că îndată va muri. Deci sfântul zăcea ca un mort, abia suflând din cauza rănilor celor cumplite. Dar făcându-se noapte, a venit îngerul Domnului către dânsul și a zis: Pace ție, bunule pătimitor! Și l-a tămăduit pe el de răni. Iar sfântul, simțind în sine putere, s-a sculat sănătos și a mulțumit lui Dumnezeu, celui ce l-a cercetat prin îngerul său. A doua zi împăratul a poruncit să aducă pe sfântul înaintea sa și, mergând ostașii la dânsul, l-au aflat sănătos și l-au adus la împărat. Văzându-l împăratul că este sănătos, a zis: Pe cel care l-a adus ieri de la noi ca pe un mort, acum umblă singur de sine ca și cum n-ar fi avut nicio rană. Deci a poruncit ostașilor să-i caute rănile, iar ei, căutând trupul mucenicului, au zis către împăratul: Așa să fie întregimea stăpânirii tale, precum are Mercurie trupul său, cu totul întreg și fără prihană, ca și cum nu s-ar fi atins de dânsul nicio muncă. Împăratul a zis: Acum el va zice că Hristos l-a vindecat. Oare n-ați adus voi vreun doctor la dânsul în strajă? Iar ei au răspuns: Ne jurăm pe stăpânirea voastră care îndreptează toată lumea, că nimeni nu l-a căutat. Apoi nouă ni s-a părut că îndată va muri, iar cum s-a vindecat și acum stă sănătos, nu știm. Iar împăratul a zis: Socotiți căci cu farmecele creștinești, cel ce se părea ei a fi mort este astăzi sănătos? Și a zis cu mânie către sfântul: Cine te-a tămăduit? Spune-ne nouă adevărul, căci mi se pare că nu fără vrăjitorie te-ai tămăduit. Sfântul a răspuns: Chiar fără voia ta ai spus adevărul, căci Domnul nostru Iisus Hristos, doctorul cel adevărat al sufletelor și al trupurilor, acela m-a tămăduit pe mine, care pe toți vrăjitorii și fermecătorii împreună cu cei ce se închină idolilor, legându-i cu legături nedezlegate, îi va da focului ghienei, pentru că n-au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu, ziditorul lor. Împăratul a zis: Iarăși voi umple trupul tău cu răni și voi vedea de te va vindeca Hristos pe care îl mărturisești. Sfântul a răspuns: Cred Domnului meu Iisus Hristos că nu mă vei birui cu toate muncile tale, oricâte vei aduce asupra mea, căci nu mă tem de dânsele deloc, fiind întărit cu cuvintele stăpânului meu care a zis: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, căci sufletul nu poți să-l ucidă.
că după ucidere iarăși mă va învia în ziua cea înfricoșată a dreptei sale judecăți. Atunci a poruncit împăratul să-l muncească iarăși cu foc și cu bătăi. Sfântul, fiind bătut și ars cu foc, ieșea bună mireasmă din trupul lui cel ars, iar mucenicul răbda cu atâta vitejie încât n-a strigat, n-a suspinat, nici n-a oftat, așa că se mirau toți de răbdarea lui. Apoi împăratul a zis către dânsul în batjocoră: unde este acum doctorul tău ca să vină aici să te tămăduiască? Căci ai zis că și după moarte poate să te ridice. Sfântul Mercurie a răspuns: fă ce voiești, stăpânire ai peste trupul meu, iar peste suflet are Dumnezeu. Căci chiar dacă îmi vei pierde trupul meu, însă sufletul va rămâne nestricat în veci. Deci împăratul a poruncit să-l spânzure cu capul în jos și să-i lege o piatră mare de grumaj, ca fiind sugrumat de greutatea pietrei să moară. Iar mucenicul, fiind întărit cu darul lui Dumnezeu, a rămas multă vreme viu în acea muncă. Apoi, dezlegând piatra, a poruncit să-l bată cu bice, care aveau capetele ferecate cu aramă. Apoi, îndată, a fost bătut fără cruțare, încât și pământul s-a înroșit de sângele lui. Însă el, ca un diamant tare, răbda cu bărbăție zicând: îți mulțumesc, Doamne, că m-ai învrednicit a pătimi pentru numele Tău. Văzând împăratul pe mucenic că nu se pleacă nici de cum spre voia lui și acum, nemai având vreme să-l muncească mai mult, pentru că se sârguia de graba merge la Roma, a dat asupra lui porunca cea din urmă astfel: Mercurie, care a socotit drept nimic zeii noștri și a defăimat cinstita poruncă a blândeței noastre, poruncește stăpânirea noastră să-l ducă în țara Capadociei și acolo să-i taie capul spre învățătura multora, căci cel ce se împotrivește împăratului, după multe munci, se pedepsește cu sabie. Deci ostașii, luând pe sfântul, l-au pus pe un dobitoc și l-au legat, căci era trupul lui foarte slăbit de multe munci, și l-au dus în Capadocia. Ajungând el în Cezareia, Domnul s-a arătat sfântului și a zis: Mercurie, vină la mine și te odihnește. Alergarea ai săvârșit și credința ai păzit, deci primește cununa nevoinței tale, căci aici se cade a te sfârși. Iar mucenicul, întărindu-se prin acea vedenie a Mântuitorului și dorind ca mai degrabă să se dezlege de trup și să viețuiască în Hristos, a zis către ostașii care erau împreună cu dânsul: faceți ceea ce vi s-a poruncit și nu amânați porunca mai mult, iar Domnul, care cheamă pe toți spre pocăință, să vă dea darul său, căci fiind bogat în milă, dă darurile sale cu destulare celor ce vin la dânsul. Zicând acestea, ostașii i-au tăiat capul în bună mărturisire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în a 25-a zi a lunii noiembrie. Iar a doua zi, după tăierea sfântului, s-a aflat trupul lui alb ca zăpada și ieșea din trânsul bună mireasmă de mir de mult preț și tămâie. Pentru o minune ca aceea, mulți au crezut în Hristos. Apoi, sfântul trup a fost pus cu cinste la loc însemnat, care dădea multe tămăduiri celor bolnavi. Pe acest sfânt ostaș și mare mucenic Mercurie, care acum se bucură cu sufletul în cer, l-a orânduit Doamna, preasfânta născătoare de Dumnezeu, la o minunată slujbă ostășească precum aceasta. Când se ruga sfântul Vasile cel Mare înaintea icoanei preasfintei născătoarei de Dumnezeu,
lângă care era icoana Sfântului Marelui Mucenic Mercurie, cu sulița ca un ostaj, ca răucredinciosul împărat Iulian Paravatul, mare prigonitor și pierzător al dreptcredincioșilor creștini, să nu se mai întoarcă de la război cu perșii spre pierderea credinței creștinești. Atunci a văzut că s-a făcut nevăzută după puțin timp icoana Sfântului Mercurie, care era lângă cea a Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Apoi, după aceea, s-a arătat cu sulița sângerată. Chiar în același timp, în depărtatul război, Iulian a fost însulițat de un ostaș necunoscut, care îndată ce l-a însulițat s-a făcut nevăzut. Iar ticălosul Iulian, luând sânge din rana sa, a aruncat în sus către cer și grăind culea asupra lui Hristos, a zis: "Ai biruit, Galileene!" Această minune s-a adeverit atunci că însăși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pentru rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare, a trimis pe acest plăcut al lui Dumnezeu și al ei, pe Sfântul Purtător de Biruință, Marele Mucenic Mercurie, din biserica cea care prăznuiește către biserica cea care avea război, spre pediapsa împotrivitorului lui Dumnezeu, Iulian Paravatul, și spre apărarea Sfintei Credințe și a dreptcredincioșilor creștini. Cu a cărui sfântă folosire și apărare să ne fie și nouă spre ajutor ca să fim păziți de vrăjmașii cei potrivnici lui Dumnezeu și să fie biruiți cu ajutorul lui, ca împreună cu dânsul să slăvim pe Dumnezeu și pe Maica sa în vecii vecilor. Amin.